Este ora 13, bună ziua, suntem din nou în casele dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vă propun pentru astăzi o discuție despre medicina genomică, un domeniu esențial care ne-ar putea schimba viața în viitor și o să vedeți exact pe parcursul acestei ore de ce spun acest lucru. Genomica, practic, redefinește concepția actuală despre boală și pune bazele medicinii individualizate. Pentru a înțelege semnificația și consecințele medicinii genomice, am considerat extrem de util o dezbatere despre acest subiect și în acest sens l-am invitat în platou pe profesorul universitar dr. Viorel Jinga, este rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, în legătură video directă cu noi sunt doctorul Dragoș Crețoiu, este medic primar genetică medicală. Bună ziua, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate, cum deja v-am obișnuit în fiecare duminică, în legătură video directă de această dată. Bună ziua, vă salut, domnule doctor. Bună ziua. Eu sunt Aneta Singiorzan, începe chiar acum 360 medical. Mai întâi de toate, pentru că nu foarte multă lume este familiarizată cu acest domeniu, domnule doctor Fotin, v-aș întreba pe dumneavoastră ce este genomica, să ne explicați puțin. Un domeniu, vă spuneam, nu foarte cunoscut de multă lume, dar cu siguranță cei care se uită la emisiunea de astăzi vor afla multe lucruri despre genomica. Cu siguranță cu toții știm că discutăm în aceste vremuri de medicina personalizată și medicina individualizată, care are la bază exact această genomică. Și într-adevăr ar trebui să precizăm că genomica este o știință. O știință care se ocupă cu înțelegerea, interpretarea și valorificarea codului nostru genetic, care ar avea ca rezultat crearea de soluții în lumea reală, inclusiv în diagnostic și tratament. Cum bine ați prezentat la început, trebuie să precizăm că toate genele unui organism luate împreună, plus toate secvențele și informațiile conținute de acestea, constituie genomul, codul nostru genetic, fiind format din câteva zeci de mii de gene și cele 23 de perechi de cromozomi pe care iarăși îi cunoaștem. Astfel, genomica, prin secvențierea și analiza genomului, utilizând, sigur, tehnici specifice de secvențiere a ADN-ului și analize bioinformatice care analizează funcțiile și structura întregului genom, inclusiv modul în care genele noastre interacționează între ele și cu mediul individului. Trebuie să facem o precizare că este diferită de genetică, care studiază în mod unitar studiul unei gene și rolul acesteia în care trăsăturile și condițiile sunt transmise de la o generație la alta. Astfel, genomica utilizează tot codul nostru genetic pentru a ne defini, să spun așa, în mod particular. În viața reală, cred că ne-am întâlnit deja cu rezultatele genomicii prin analize despre care am mai auzit, cum ar fi testele de fertilitate, nou mod de diagnostic oncologic sau, cum noi de altfel am mai vorbit în emisiunile noastre, în diagnosticarea anumitor boli genetice rare. Astfel că, dacă stăm să ne gândim numai în ultima perioadă, aceasta pandemică pe care o traversăm, am auzit în cursul anului trecut de modalitatea de secvențiere a virusului SARS-CoV-2, care a creat posibilitatea dezvoltării în mod rapid de vaccinuri și teste de diagnostic PCR. Prin utilizarea principiilor genomicii au fost realizate astfel de lucruri într-un mod atât de rapid. Vreau să vă prezentăm în cele ce urmează un scurt material despre cum ne-ar putea schimba genomica viața în următorul deceniu, după care o să mă adresez
domnului profesor Jinga pentru a afla mai multe detalii despre subiectul dezbătut astăzi. Urmărim materialul pregătit de colegii de la 360medical.ro, după care ne întoarcem la discuții. Genomics, which is the study of all DNA in an organism called the genome, is changing the way we practice medicine, how we manage and treat some previously incurable diseases, and our relationship with society at large. Since the 1950s, double helix and DNA have become household words, standing in for the historic discovery of the four chemicals that give us life, commonly abbreviated as A, C, G, and T. Genomics is at an age of innovation and invention like no other, all thanks to how strings of those four letters encode the information for creating and operating something as complicated as a human body. Springing forward from the success of the Human Genome Project, a massive reduction in the cost of sequencing a human genome, and the dawn of the CRISPR gene editing era, genomics is leading into an even more audacious future. A future that will define our collective lives for decades to come. Prediction one, sequencing and analyzing a complete human genome will become commonplace for any research laboratory. Prediction two, the role of every gene in the human genome will be known. Prediction three, environmental influences on our genome will be routinely used for making predictions about health and disease. Genomic testing will become commonplace in medicine, just like a standard blood test. Da, vedem că pe plan mondial genomica este considerat ca fiind un domeniu esențial care ne poate schimba viața în bine, bineînțeles. Domnule profesor Jinga, v-aș întreba dacă este implicată Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în proiecte privind genomica? Cu siguranță că este implicată și, după cum ați văzut în materialul prezentat, există o revoluție a genomicii în medicină. Universitatea noastră, sigur, are rolul de a transmite cunoștințe către studenți, dar și către societate. Personal am fost implicat în două proiecte mari europene legate de genetică, care au avut și o mică parte de genomică. Un prim proiect la care nu eram noi promotori, ci eram parteneri împreună cu Universitate din Islanda, din Reykjavik, cu Centrul DICOD de genetică, cu două universități din Anglia și cu una din Olanda. S-a făcut un studiu al modificărilor genetice în cancerul de prostată, eu fiind urolog. O parte din pacienți au avut posibilitatea de a li se face și determinarea genomului în totalitate. Ulterior, plecând de la acest proiect, un alt proiect romcan s-a chemat, în care noi am fost promotori, iar Universitatea de Reykjavik și Centrul DICOD de Genetică din Islanda au fost parteneri. La 4500 de pacienți din România, plus 1500 de martori, li s-au determinat modificările genetice specifice unor tipuri de cancere, și anume cancerul de sân, cancerul pulmonar, colorectal și prostatic. Deci până acum au fost studii de genetică, dar și în acest studiu am luat o mică parte din pacienți, mai ales cei tineri care au predispoziție la cancere datorită unor modificări genetice, li s-a făcut genomul total. Plecând de la aceste proiecte, ca și alte proiecte ale colegilor noștri de universitate, ne-am gândit că e bine să realizăm o platformă de cercetare și de inovare în genomică și am inițiat împreună cu niște colegi un proiect către Ministerul Educației și mai departe către Guvern, cu profesorul Suciu Nicolae, cu colegul Dragoș Crețuiu, care este aici, și cu Adrian Buzatu, împreună cu un alt colectiv din state, am demarat un proiect de înființare a unui institut de genomică în structura universității. Am reușit, după efortul, să iasă chiar hotărâre de guvern cu înființarea acestui institut de genomică. Urmează însă să-l operaționalizăm și aici trebuie să vedem cum găsim banii necesari în proiecte. A fost un memorandum aprobat în programul operațional de sănătate în urmă cu 2 ani, în care acest institut era trecut ca finanțare împreună cu Institutul Cantacuzino și cu alte centre pe cancer, cu o sumă mare, și probabil că dacă îl operaționalizăm în acest mod, vom putea asigura în viitor nu numai determinări de genom, dar putem pregăti și cadre în acest domeniu, putem pregăti studenții. Deci sunt foarte multe rezultate favorabile care ar putea fi să rezulte din această operaționalizare, acestui institut creat prin hotărâre de guvern.
În universitate noi am creat un centru de inovație și e-health pentru studenți. Acest centru are patru obiective. În primul rând, soluții digitale și tehnologii inovative pentru învățământ, dar mai ales pentru partea medicală, pentru că noi avem un centru activității, atât studentul, dar fiind la medicină avem și pacientul. Analiza de big data. Analizele acestea de big data s-au făcut în Islanda în cele două proiecte. Ar trebui ca în acest institut să avem posibilitatea de a analiza toate datele, pentru că, într-adevăr, statistica este foarte importantă și noi obținem genomul, dar trebuie să avem bioinformaticieni care să înțeleagă unde sunt modificările, pentru că sunt foarte multe modificări genetice. De asemenea, big data la datele despre sănătate, din spitale, să putem avea o predictibilitate a costurilor. Al treilea obiectiv al centrului de e-health este inteligența artificială și avem și proiecte în acest sens pentru viitor și un hub antreprenorial. Studenții au creat o societate antreprenorială studențească, se dezvoltă antreprenoriatul care până acum nu există în universitatea noastră. Mă gândeam pe drum venind spre televiziune că dacă profesorul George Emil Palade a descoperit, având un microscop electronic, Laurențiu Popescu, care a descoperit telocitele, dacă ați avut acum un institut de genomică și era funcțional, cu siguranță s-ar fi auzit mai multe despre profesorul fost rector al universității, pentru că aceste telocite pot fi folosite în medicina regenerativă, în tratamentul infarctului, a tumorilor, a cancerelor și de asemenea și în alte domenii. Deci dacă am avea o bază clară, bună, în institutul de genomică, probabil că în viitor putem și noi să venim cu descoperiri, nu doar să replicăm rezultate ale studiilor altora, să vedem dacă se replică și în România. Deci în momentul de față toate planurile pe care le aveți sunt extrem de ambițioase, lipsește esențialul, banul. Infrastructura. Exact, infrastructura. Care să sperăm că ușor veți reuși să o implementați. Aș vrea să mă adresez domnului doctor Crețoiu prin a vă întreba, domnule doctor, cum stă România în acest domeniu de vârf? Există cercetare, capacități și tehnologie în domeniul genomicii și care e situația reală în prezent? Ce ne lipsește, ne-a spus domnul profesor, în primul rând, bani, că la alte capitole văd că ne mișcăm cât de cât. Da, genomica este un domeniu de top, este diferit de genetică și este la frontiera dintre medicină și cercetare. O frontieră care avansează prin descoperiri în fiecare zi. Așa cum implicarea computerelor în alte domenii a adus beneficii enorme prin puterea de calcul superioară a minții umane, genomica fiind prin definiție o îmbinare între medicină și computere, revoluționează modul în care sunt prevenite, diagnosticate și tratate foarte multe boli. Genomul uman standard are aproximativ 3,2 miliarde de unități de ADN, adică litere, cum ați prezentat și în videoclip de mai devreme. Însă fiecare persoană are două seturi de cromozomi, adică în total avem 6,4 miliarde de litere în ADN-ul fiecarei celule. Pe lângă ADN mai sunt și nenumărate fragmente de acid ribonucleic de ARN în celule. Și pentru analiza acestor informații într-o manieră eficientă economic este nevoie de capabilități tehnice complexe, ce presupun costuri investiționale considerabile. Pentru a putea face aceste analize este nevoie de echipamente, bineînțeles, dar pe lângă echipamente avem nevoie de specialiști și consumabile. Fiind un domeniu de vârf, niciuna dintre aceste componente nu este ieftină. Și cum spunea și domnul rector, profesor Viorel Jinga, este necesar să identificăm cât mai curând surse de finanțare pentru acest domeniu. Deși inițiativa există, este nevoie de investiții în capabilitatea tehnică necesară și insist pe ideea existenței unui punct central de referință care să sprijine în acest domeniu într-o manieră integrată. Este absolut necesară o infrastructură care să aibă următoarele componente interdependente. O infrastructură națională de cercetare-dezvoltare, care va permite realizarea de proiecte de cercetare, singuri, în parteneriat sau ca facilitatori pentru mediul public și privat, asigurarea funcției de referință în domeniul genomicii, suport tehnic și metodologic,
pentru administrația centrală și alte structuri ale statului în reglementarea și controlul domeniului, realizarea de servicii medicale de înaltă performanță la pacienți cu cazuistică complexă, stocarea datelor împreună cu datele fenotipice, deci numai secvențele de ADN nu sunt suficiente, trebuie investigat pacientul din toate punctele de vedere, sunt necesare corelații cu toate datele clinice în vederea realizării și îmbunătățirii prevenției, diagnosticului și tratamentului patologiilor. Așa cum menționa domnul profesor Jinga, este necesară formarea de viitori specialiști în genomică, bioinformatică și alte științe omice. Și mai este necesar un program de monetizare a drepturilor de proprietate intelectuală. Din această cercetare rezultă diverse descoperiri care trebuie monetizate. Domnule doctor Fotin, care ar fi beneficiile pe care le-ar aduce României investițiile mai mari în domeniul genomicii? Acum, parte dintre beneficii au fost deja prezentate. Într-adevăr, vorbim de medicina viitorului, care de fapt nu mai este a viitorului, începe să fie prezentă prin bazele genomica constituind bazele medicinei personalizate, cum spuneam, deja concept implementat la nivel mondial. Există țări lideri în acest tip de cercetare, precum Statele Unite, China sau Marea Britanie, care au văzut beneficiile aduse de această știință și care au făcut investiții puternice tocmai pentru a dobândi această capacitate de secvențiere, de a implementa instrumentele necesare analizării datelor, așa cum auzeam mai devreme. Beneficiile pentru România, evident că dacă ne uităm în viața reală, cunoaștem cu toții pacienți care se plimbă de la spital la spital în încercarea de a identifica un diagnostic, se mută de la o secție de pe alta, își fac tot soiul de analize costisitoare până la punerea unui diagnostic, ca să nu vorbim de situații în care ajung să și moară fără să aibă un diagnostic precis. Ei, această știință, această genomică care abordează organismul ca un tot unitar și practic orice formă de boală este considerată ca o perturbare a unui sistem normal, care ar trebui să funcționeze normal și nu o disfuncție a unui component, a unui organ, astfel încât înțelegerea, depistarea, diagnosticul și tratamentul bolilor s-ar putea axa pe identificarea și, în fine, manipularea acestor rețele care ar fi perturbate global și nu doar a unor componente. Cum am auzit mai devreme, acest lucru trebuie să fie integrat la nivel național. Constituirea de centre genomice locale, dacă nu ai nici instrumente de analiză adecvate, dacă nu poți să integrezi la nivel național aceste informații și nu numai la nivel național, ci să fii parte a bazelor de date și a analizelor de date de la nivel european, nu aduce mare lucru. Dacă avem structura, avem capabilitățile, avem oamenii care pot face acest lucru, este păcat să ne potignim ca de fiecare dată doar la niște fonduri care să operaționalizeze acest lucru. Deci, practic, în acest moment, domnule doctor Fotin, suntem departe de ceea ce ne oferă Uniunea Europeană, celelalte state membre ale Uniunii Europene din acest punct de vedere. Suntem departe în ceea ce privește startul. Am auzit absolut, că avem deja pe hârtie înființat un Institut Național de Genomică care ar constitui baza cercetării și serviciilor pe care acest institut sau pe care această parte de știință le-ar putea aduce sistemului de sănătate, dar cu toate astea ne mișcăm destul de greu de a identifica fonduri să operaționalizăm așa ceva.
în raport cu alte state care, spuneam, au văzut deja beneficiile și deja utilizează astfel de mecanisme în cadrul sistemelor de sănătate. Cum spunea domnul profesor, ar fi bine să introducem în sistemul nostru de sănătate rezultatele cercetării naționale și nu să preluăm de la alții cercetări să vedem dacă ele se pliază pe genomul românilor, ca să zic așa. Am înțeles. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care profit de prezența domnului rector Jinga în platou și aș vrea să aflăm puțin câteva detalii despre ceea ce se întâmplă la UMF Carol Davila în această perioadă, cu precădere pentru că ne aflăm în plină criză sanitară, vedem cum a debutat anul universitar, care este situația în ceea ce privește studenții, care este situația din căminele studențești ale UMF Carol Davila. Imediat ne întoarcem în câteva minute. Am revenit în direct și vă promiteam că voi profita de prezența domnului profesor universitar dr. Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila, care este în platou alături de mine și vreau să aflăm câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă la universitatea pe care o păstoriți. Domnule profesor, cum stau lucrurile acum în contextul COVID? Cum s-a desfășurat admiterea? Care este situația în cămine? Vreau să-mi vorbiți puțin și despre proiectele în care UMF Carol Davila este implicată pentru perioada următoare, atât pe plan național cât și internațional. Desigur că admiterea a fost o provocare pentru noi, mai ales anul trecut, când am oscilat între Stadionul Național și Romexpo pentru a organiza admiterea în condițiile pandemice de atunci. În acest an, având experiența anului trecut, admiterea a fost foarte bine organizată la Romexpo. Au fost cam 3500 de candidați pe 2771 de locuri. Desigur, a fost o concurență mult mai mare la medicină, unde a fost 3 pe loc. În urma admiterii, cei care au început anul universitar au fost la festivitatea de deschidere, unde am avut onoarea de a-l avea ca invitat pe domnul președinte al României, Werner Klaus Iohannis, cu care am avut o discuție ulterior festivității și i-am spus despre proiectele noastre și despre modul în care poate președinția, îi spuneam că este cea mai stabilă personalitate politică și administrativă și, așa cum spuneam, și de operaționalizare genomică, mai avem și alte proiecte pe care să le spun, în care am avea nevoie de ajutor sigur administrativ de la nivel central. Întotdeauna noi dăm admiterea fizic, pentru că și nu online sau pe dosare, cum se dă la alte universități, adică în funcție de media de la bacalaureat sau alte note din liceu, pentru că la noi vin studenții care au vocație, care s-au pregătit încă din clasa 11-a și de aceea am ținut neapărat să dăm admiterea în acest mod și nu am avut nicio problemă. Noi am avut căminele studențești deschise tot timpul, pentru că medicina se învață la facultate, dar la patul bolnavului înveți cum să rezolvi. Într-adevăr, practica e în egală măsură importantă, da. Și am susținut tot timpul să fie cu prezență fizică participarea la stagiile clinice, la activitatea din laboratoare. Și atunci am avut căminele deschise, n-am avut focare de infecție în cămin. Mereu spun că, de fapt, infectarea se produce într-un mediu social, într-o activitate socială și nu într-o activitate didactică, pentru că noi ne luăm toate măsurile pentru siguranța atât a studenților cât și a profesorilor. Deci, repet, am insistat și în acest an, chiar dacă unele cursuri sunt online, pentru că avem unele serii mai mari de 100-150 și atunci pot fi cursurile online, dar activitatea practică trebuie să o desfășurăm la patul pacientului. Avem multe proiecte în universitate și unele proiecte pe lângă Institutul de Genomică de infrastructură, de repararea Palatului Facultății, care este o clădire monumentală, după cum bine știți, și care necesită reparații și modernizare, dar avem și un centru de cercetări pe care îl dorim să-l avem în curtea facultății, unde trebuie să demolăm niște anexe, o centrală veche. Din păcate, la nivelul primăriei capitalei, încă n-am obținut urbanismul. A durat o 4 ani să luăm puzul, să obțină puzul la nivel de primărie, dar urmează acum urbanismul. Cu ce bani încercăm să rezolvăm această reparație a facultății și modernizare? Am făcut
cu Banca Europeană de Investiții, un proiect în care luăm un împrumut pe termen lung și o dobândă foarte mică, de 24 de milioane de euro, plus 24 de milioane din fonduri proprii sau din alte proiecte europene, având acest împrumut cu Banca Europeană, desigur că vom fi forțați într-un fel să demarăm toate etapele până la finalizarea acestui proiect. Avea și la Mogoșoaia un campus, un proiect, mă rog, care este stadiul? Academician Sinescu, fost rector, s-a luptat 8 ani să demareze undeva lângă capitală, destul de aproape, pentru că un campus înseamnă o suprafață mare de teren pe care nu putem regăsi în mijlocul Bucureștiului, pentru că în facultate, vă spuneam, din 1903 este facultatea și atunci erau 100 de studenți. Acum sunt 3.000 care vin în facultate pentru anumite cursuri. Deci spitalele sunt supraaglomerate și e foarte greu să ajungi la unele spitale. Deci un campus care să conțină un sediu pentru facultăți, un sediu pentru cercetare și pentru căminele studențești trebuie să fie undeva unde o suprafață foarte mare și împreună cu Consiliul Județean Ilfov și Primăria Mogoșoaia am făcut un parteneriat prin care să putem construi un Medical City, l-am numit noi, la Mogoșoaia, pe o suprafață foarte mare, de 10 de hectare. Și iarăși aici să vedem de unde găsim finanțarea, dar acum suntem în stadiul de fezabilitate. Sunt unele probleme cu terenul de la Mogoșoaia pe care primarul trebuie să-l rezolve. Tot la Mogoșoaia ne-am gândit noi să facem acest institut de genomică pentru a fi o bază de cercetare comună cu celelalte baze de cercetări ale universității. Este un proiect de anvergură care, dacă se va finaliza, va fi cu totul ceva deosebit. Da, deci practic și în ceea ce privește inovarea și proiectele de viitor, tot despre finanțare este vorba și poate ne urmăresc puțin autoritățile implicate în acest moment și ar putea să înțeleagă faptul că medicina este unul dintre domeniile care încă excelează, medicina din România mă refer, și ar fi păcat să se piardă și acest palier. Mai mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim, tragem și concluziile emisiunii în câteva minute. Ne întoarcem. Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Domnule doctor Crețoiu, m-aș adresa dumneavoastră. Știu că ați fost implicat în diferite proiecte de cercetare. Să ne vorbiți pe scurt despre experiența dumneavoastră și să ne spuneți care este potențialul cercetării în genomică. Desigur, am început să lucrez în cercetarea medicală încă din studenție, din anul 2000. Am folosit în diverse studii de cercetare naționale și internaționale care au vizat înțelegerea mecanismelor moleculare din interiorul celulelor, tehnologia IT pentru procesarea unor cantități mari de date în ceea ce privește materialul genetic, dar și în proteomică, de exemplu, în alte științe omice. Cercetarea în genomică are un potențial imens. Trebuie să fim competitivi pe plan nu numai european, dar chiar și internațional. Și trebuie să avem în vedere, de exemplu, reducerea indicatorilor de morbiditate, de mortalitate, creșterea calității vieții prin protocoale și analize genomice, dar și prin servicii medicale de înaltă performanță, integrate în sistemul public de sănătate și, aș insista, în condiții de eficiență economică, adică trebuie optimizate cheltuielile per pacient pentru sistemul public de sănătate, așa cum menționa și domnul dr. Fotin, unii pacienți apelează la multe departamente medicale până a ajunge la un diagnostic. Deci trebuie diagnostice și tratamente mai rapide, mai precise, cu un cost comparativ mai mic. Am înțeles. Domnule profesor Jinga, Alianța G6, care cuprinde rectorii de la Universitățile de Medicină și Farmacie Tradiționale și UMF Carol Davila, înțeleg că au propus ca toate activitățile din cadrul programului de rezidenția să treacă în responsabilitatea universităților de medicină și farmacie. De ce ați lansat această propunere? Ce înseamnă acest lucru? De mult timp au încercat rectorii universităților de medicină să obțină acest lucru, dar uneori se ajungea aproape de final, dar se schimbau guvernele, se schimbau ministrii sănătății și nu s-a reușit. Sigur că rezidențiatul este organizat și funcționează în structura Ministerului Sănătății.
Dar pregătirea rezidenților este la universitățile de medicină și farmacie. Noi nu vrem neapărat să luăm rezidențiatul cu totul, să spunem, în organizarea universităților, în sensul că salarizarea rezidenților va rămâne la minister, pentru că s-a zvonit că vor primi burse și atunci nu vor avea vechime în muncă, dar, repet, salarizarea va rămâne la Ministerul Sănătății. Noi să organizăm numai toată activitatea acestor rezidenți, pentru că acum au organizat și DSP-urile și sunt foarte mulți rezidenți și nu știm exact la un moment dat unde este fiecare rezident, pentru că nu trec pe la oficiul post-universitar al universității. Deci pentru a avea o mai suplă și mai clară gestionare acestor rezidenți, e bine să fie la noi, la universități. Și diploma să fie liberată tot de universitate, nu de Ministerul Sănătății. Dacă îmi dați voie, doar o inițiativă în care a reușit G6, da, a fost aceea legată de salarizarea cadrului didactice din spitale. Un cadru didactic din spital, care are o normă la universitate și jumătate la spital, pentru că așa este legea sănătății, ia ca și salariu mai puțin decât un cadru medical de același nivel din spital. Adică un șef de lucrări are o normă întreagă la universitate și jumătate la spital, dar stă tot 7 ore la spital conform ordinului 870 din 2004, dar salariul este mai mic cumulat decât al unui cadru din spital, pentru că în sănătate au crescut salariile, la învățământ n-au crescut. S-a obținut o lege în 18 septembrie 2020, legea 205, care a schimbat un articol, articolul 165 din legea sănătății, ca să se dea o indemnizație egală cu jumătate din salariul unui medic de spital, a unui stomatolog sau unui farmacist. Dar în decembrie s-a prorogat încă un an aplicarea acestei legi. Sperăm că la 1 ianuarie să se obțină această indemnizație, pentru că altfel ne pleacă cadrele didactice, sunt discipline din alte facultăți unde nu mai au cadre didactice, pentru că e convenabil să lucrezi în spital și nu să ai și activitate cu rezidenții, cu studenții sau cercetare. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Jinga. A fost o onoare să v-am invitat în platou și eu mai aștept și cu altă ocazie aici pe B1 TV. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor Crețoiu, domnule Fotin, ne revedem cu dumneavoastră săptămâna viitoare. Și dumneavoastră, telespectatorilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. La ora 14, colega mea, Andreea Moraru, vă așteaptă la Talk B1. Numai bine!